Purtăm România prin port, grai, cântec, dans și voie bună. Sub egida Poartă România, cea de-a treia ediție a galei Magazin Folcloric, organizată de postul nostru de televiziune la Palatul Național al Copiilor, a adus ieri seară în fața publicului recitaluri ale tinerilor interpreți de muzică populară, dar și o călătorie simbolică prin mai multe zone ale țării. Iată cum a fost. Doina, dorul nesfârșit al poporului român transpus în versuri, inclusă în patrimoniul UNESCO ca element de identitate națională, a deschis cu măreție gala. Dor de mamă, dor de tată, dor de bunii din război, cei ce și-au jertfit trăirea pentru a face oameni noi. Și-au lăsat orfani copiii, soațele doinind pe câmpuri și din ceruri ei veghează o Românie prinsă în gânduri. Muzica populară a fost interpretată de tineri artiști din toate zonele țării, acompaniați de orchestra și ansamblul Doina Bascovului de la Casa de Cultură Adriana Trandafir Bascov. Ora mare când pornește, românașul tinerește, românașul tinerește. Dumnezeu de sus privește, neamul nostru le îndrăgește și în toate ne sporește. Gala marchează cei 3 ani a emisiunii Magazin Folcloric, singurul program de acest gen din grila Trinitas TV. Astfel, credința și folclorul își dau mâna pentru păstrarea tradițiilor românești. Acești 3 ani de zile, emisiunea Magazin Folcloric și-a propus să aducă la lumină tradiții autentice, să aducă la lumină folclorul pe care îl moștenim, pe care îl valorificăm și pe care dorim să-l lăsăm testament și generațiilor viitoare. Și orice sărbătoare națională, orice sărbătoare a unității, pentru că suntem în anul centenar, are în spate acest fundal muzical al folclorului românesc. Poartă România, tema galei din acest an, reprezintă, de fapt, un proiect manifest pentru promovarea valorilor autentice. Ideea îi aparține colegei noastre, Camelia Căpitanu. Să ne imaginăm în felul următor. Acasă la noi, în pod, avem o comoară, o comoară de mare preț, foarte valoroasă, dar care stă acolo, uitată, se așterne praful pe ea. Nici nu mai știm că avem o comoară de mare preț în pod. Cred că la fel se întâmplă și cu a ne purta România. Nu e de ajuns să avem o comoară, este nevoie să urcăm acolo în pod, să privim în sus către ea și să o valorificăm prin tot ceea ce facem în fiecare zi a vieții noastre. Până la urmă, ce înseamnă să porți România? Să îți iubești, de fapt, strămoșii? Avem nevoie să ne prindem de ceva, să ne ținem de ceva. Și atunci am zis, hai să ne ținem de Poartă România. Ca să nu uităm cine suntem, să nu uităm ce am învățat de la ai noștri. Cred că vom găsi întotdeauna putere să ne încărcăm bateriile în tradițiile și în exemplu de viață al celor care au fost pe aceste meleaguri înaintea noastră. Sute de ore de filmări și de montaj, dar și oameni dedicați României. Iată echipa Magazin Folcloric. Oana, după care băgăm clipul și în tipul ăsta intră Andreea pe playback. De fapt, pe voce. Hai, bate! Iulian Bobârnea, producătorul emisiunii, este sufletul echipei. Nu am reușit să vorbim cu el ieri seară, fiind extrem de ocupat cu bunul mers al evenimentului. El este cel care a făcut posibil această punte între tradiția folclorică și tradiția creștină de la Trinitas TV, așadar, datorită lui există astăzi Magazin Folcloric. Da, într-adevăr, se cade că acum, deși el nu ne aude, la 3 ani de Magazin Folcloric, să menționăm faptul că fără el acest lucru nu ar fi fost posibil. Magazin Folcloric este o emisiune realizată de tineri pentru tineri. Purtați România în suflete și nu uitați că sunteți români și fiți mândri. România e peste tot, eu așa consider. Și în simțiri, și în vorbiri, și în port, România e țara noastră de suflet. Ne purtăm România tare, tare des, cu plăcere, de data asta mult mai variat ca de obicei. Iată, eu sunt din Gorj și sunt îmbrăcată în costum de Ardeal, de Sibiu mai exact, iar Narcisa este Narcisa din Severin, după cum da, o spune. Da, și eu port mereu cu mine naiu, cântecu și portul popular. De această dată, după cum se vede, mă făcui ardeleancă.
și măsuim dealul Clujului și sigur că da, purtăm România în fiecare zi. Și mereu în suflet. A fost o seară în care ne-am sărbătorit România prin oamenii care fac cinste țării. La final, din partea preafericitului părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, directorul Trinitas TV Ciprian Olinici a înmânat diploma anului omagial și comemorativ 2018 maestrului Gavril Prunoiu, care a susținut în cadrul galei un recital de muzică populară specifică plaiurilor muscelene. Pentru meritele deosebite în păstrarea credinței ortodoxe și promovarea identității și unității poporului român. Aceeași diplomă a primit Lorena Toma, directorul Casei de Cultură Adriana Trandafir din Comuna Bascov, județul Argeș. Și pentru că astăzi de Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril avem mai mulți sărbătoriți, seara nu se putea încheia decât cu o urare de suflet. Și la mulți ani, magazin folcloric!